Am apăsat butonul magic, stimați telespectatori, toți abonații de acum două săptămâni de duminică seara și până în acest moment, chiar și cei ce s-au abonat în ultimele secunde, în timp ce eu vă spuneam, abonați-vă, abonați-vă, pentru că îmi pare rău, chiar îmi doresc să vă dau aceste premii și dacă nu vă abonați, nu aveți cum să intrați în posesia acestor premii. Mi-aș dori ca toți românii, de pretutindeni, dar mai ales pe aici, prin România, să se plimbe, domne, cu mașini noi nouțe. Fiat Grande Punto, Fiat Linea, să aibă toți cât un apartament în București. Cum ar fi? Senzațional, nu? Exact cum spun eu, cu doar 3,57 eurocenți poți câștiga un autoturism. Hai că e bine. Hai că e bine, ce să mai... Doamnelor și domnilor, extragerea de acum este pentru un Fiat Grande Punto, cel mai bine vândut model din Europa. Știți foarte bine că această mașină este o emoție italiană în cea mai pură formă, aș putea spune. Super dotări, comenzi pe volan, închidere centralizată, consum redus, o mașină de senzație. Are chiar și dublu airbag, are radio, CD, comenzi pe volan, X, Y, Z. Puteți să acționați geamurile electric de pe ușă, stânga-dreapta, scaun, șofer reglabil, dacă ești mai mic de înălțime, te ridici, dacă ești mai înalt ca mine, te lași mai jos. Nu, m-am uitat la tine, Marcel, că am zis, dacă sunteți înalți cum suntem noi, că noi suntem de aceeași înălțime, pe mine mă mai salvează părul dimineața când mă trezesc. Deci n-am altă... Deci eu cu tine suntem la fel. Pepe, te rog frumos. Uite, lasă. Și pe mine m-a salvat părul cândva. Păi, da. Ai înțeles? Tocmai mai dat asta, dar eu trăiesc într-o minciună. Eu în fiecare dimineață sunt mai înalt cu 5 cm, că așa am stăt părul. Nu, dar liniștii că-ți vine vremea, nu e problemă. Vine vremea. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am mai glumit un pic, dar extragerea este pe bune, este 100% adevărată. Nu uitați că în afară de această extragere, mai avem încă 6 premii în această seară, în afară de acest Fiat Grande Punto. Până la ora 1... Să vă tot abonați, dar abonați-vă, pentru că dacă vă abonați, acum participați la toate extragerile. Dacă vă abonați înainte de ultima extragere, participați doar la ultima extragere. Așa că ați înțeles ce am vrut să zic, da? Ați înțeles ce am vrut să zic. Haideți să vedem cine este câștigătorul acestui Fiat Grande Punto. Repet, în afară de acest Fiat Grande Punto, mai avem încă 2 Fiat Grande Punto, 3 Fiat Linea și un apartament la București. Pentru acest Fiat Grande Punto... Apăs chiar acum butonul magic și fac un om sau poate chiar o familie extrem de fericită. Da, da, avem un abonat extrem de norocos. Eu l-am oprit, domne, mâna mea de aur. 0762647. Cine are acest număr de telefon? Finalul poate fi oricare, dar cred că nu sunt foarte mulți abonați cu un număr ca acesta. Sunt 1000 de variante, dar eu cred că abonați ar fi, să zic, 50. Nu știu, am dat și eu un exemplu. În cazul în care sunteți abonat al revistei online 100% adevărat, este musai, cum se spune, este musai, ca duminica seara, în cadrul emisiunii 100% adevărat, între 8 și 1 noaptea, când noi vă sunăm, să aveți telefoanele deschise și să răspundeți la ele, că degeaba sunt deschise dacă nu și răspundeți. Unii au pierdut, n-au răspuns la telefon sau au avut telefonul închis. Noi apelăm de 3 ori. De 3 ori, adică până se închide, până spune abonatul, nu știu cum, are telefonul, mă rog. Să auzim cum sună. Rog regia să sunăm abonatul norocos. Tare, mi-aș dori să răspundă cât mai repede și să-l punem în posesie acestui premiu minunat. Uitați-vă și dumneavoastră, ce autoturism belea, aș putea spune. Da. De belea. Alo? Da. Sărut mâinile. Bună seara. Vă deranjăm cumva? Nu. Nu, vă uitați la televizor în acest moment? Da. Pe ce post? Pe OTV. Bine faceți! Bine faceți! OTV! Ia mai ziceți o dată, la OTV? Da. Așa se audă toată țara, la OTV, da, la 100% OTV, de... da. OTV. Da. Stimată doamnă, vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Păi depinde acum pe ce
Numele este al meu sau al copiilor? Constantin, al soțului. Mircea Ionuț. Din câte mi se șoptește mie în cască, Constantin Mircea Ionuț este cel ce da, a trimis da, acest. Da, Constantin, este soțul, copilul? Da. Odată ce ați răspuns dumneavoastră pe acest număr, să știți că premiul este ca și luat. Putem discuta cu dumneavoastră, dar aș dori să discutăm și cu soțul. Haideți să mai schimbăm noi câteva impresii, nu după care... Cu copilul Constantin Mircea Ionuț. A, copilul, îmi cer scuze. Va purta noroc copilul. Ce vârstă are copilul? Copilul 21 de ani. 21 de ani? Păi copilul, deja trebuie să vină să conducă mașinuța copilul. Are permis de conducere copilul? Tocmai trebuia să dea de carnet. Poftim? Tocmai trebuia să dea de carnet. Păi să dea, liniștit. Dacă vreți o să ținem noi, ca să nu circule nimeni cu mașina, o mai ținem noi o săptămână, două, până și-a el permisul. E bine? Da. Ia spuneți-mi, de unde sunteți? Nu, ne dați acum, vă rog. Acum vă dăm. Ia spuneți-mi, de unde sunteți? De unde sunteți? Poftim? Din ce oraș sunteți? În București. Din București? Sunteți de aproape. Sunteți de pe aici, de pe lângă noi, că noi suntem la Ștefănești, da, pe centură. În sectorul 2. E bine. În sectorul 2. Da? Am înțeles. Ia spuneți-mi, v-ați abonat de multe ori la revista online 100% adevărat? În fiecare duminică. În fiecare duminică. Deci nu vă abonați în cursul săptămânii, doar duminica. Să știți că vă puteți abona chiar și lunea, și marțea, și miercurea. Trimiteți... Numai duminica. Bine, numai că duminica. Pe 300 de luni și mereu, în fiecare duminică. Am înțeles. Și trimiteți multe SMS-uri, aveți multe abonamente duminică? Nu, decât unul la 8 și 5 minute și 10 minute în seara asta. Să știți că mai toți oamenii se abonează, domne, 8 și 20, 8 și 5 minute. Sunt oameni care au câștigat că s-au abonat marțea, de exemplu. Sau... Poftim? Plângeți? Sunt la... Sunt lacrimi de fericire. Sunt lacrimi de fericire, da? Părintele Boca. Au. Ia spuneți-mi, cu cine sunteți lângă dumneavoastră? Cu soțul și cu băiatul și cu Ionuț, să știți. Dacă vreți, vii doar la telefon. Dați-mi și mie câștigătorul la telefon, Ionuț. Câștigătorul Ionuț? Ionuț, da, dați-mi-l puțin la telefon. Hai, mami, vino. Ionuț. Hai, mă, te rog. Hai, mă, pe bună. E rușine. Dați-mi soțul. Dați-mi soțul la telefon, vă rog. Da, soțul? Da, dați-mi. Alo. Sănătate. Știți de ce v-am rugat să intrăm în legătură telefonică directă? V-aș ruga să ștergeți lacrimile doamnei. Vă rog din suflet. Vă rog din suflet. Vă rog din suflet. Să o mângâiați ușor și să-i spuneți că e de bine, să se liniștească, să vă bucurați de acest premiu. Stimate domn, bucurie mare în familia dumneavoastră. Ați câștigat un Fiat Grande Punto! Ia spuneți-mi! 100% adevărat! 100% adevărat! Asta vreau să aud de la dumneavoastră! 100% adevărat! Vă salutăm cu drag și cu respect! Să rămâneți... Și noi vă salutăm și vă mulțumim foarte mult! Toată lumea să joace, că are o șansă să câștige! Să se aboneze, că nu este ușor! Toți abonați revistei online! În fiecare săptămână vă puteți abona! Să joace, să aibă încredere! Domne, dacă nu joacă și n-are încredere, nu va câștiga. Normal, domne, trebuie să fie abonat și revista online 100% adevărat își premiază abonații fideli. Așa facem noi, duminică de duminică oferim premii abonaților fideli. Rămâneți alături de colegii mei în legătură telefonică, să dați toate datele, să vedeți cum puteți intra cât mai repede în posesia premiului. Abonați-vă în continuare, stimați telespectatori, pentru că mai avem în această seară de dat încă 6 premii, 5 autoturisme și, bineînțeles, un apartament în București. Închidem această extragere!